să uite să vadă când ne mișcăm. Uite, celălalt e mai încolo, în dreapta. E un cerb. Uite, fuge, gata, ne-a văzut. Ia uite. Și acum cred că fuge și al doilea. Ia uite cum se aude. Uite, amândoi au fugit la deal. Ce tare, ce tare, tati. Am văzut doi cerbi. Fără coarne. Cred că încă mai sunt, ia uite-te acolo, în dreapta. Uite încă sunt acolo, tata. Mai urcă un pic, urcă un pic. După copac acolo, uite, sus. Ai văzut fundul? Ce tare. Dacă tot am văzut cerbi, uite și urmele. La mine astea sunt mai vechi. Toate animalele pe aici. Ah, e cât tine, aproape, ia uite, da. Un ursuleț, gata. Hai, hai să mergem pe direcția lui, bine? Sau îl luăm în sus, cum vrem. Stai. Nu, cred că sunt mai multe labe de... De ce? De tigru. Da, multe de tigru pe aici, pe la noi, prin pădure. De șercan, nu? Noi povesteam de șercan. Vezi că alunece acolo. Hai, treci pe partea cu pământ. Una, două, trei, a patru. E când Gera și Balu s-au trezit, i-au văzut că nu mai era Mowgli și... Cred că încă mai era sunetul de... la elefanți. Dar pe o stâncă de aia cum era regele meu unde stătea eu. El era o stâncă de aia așa, dar dacă mai mică și în spatele lor era o jumlă. S-a pierdut focusul. Ia. Ai speriat toată numai. Calcă pe ea, hai. Că știu că abia aștept. Vezi, vezi, calcă. Patinaș. Patinaș, da. Intrare liberă. Hai că ajungem pe... ieșim din pădure acum la golul alpin. Nu mișcă niciun animal. Ia uite în dreapta asta o căsă de aia mică, da. Da, dar uite în dreapta, aveți niște lemne rămase de la o fostă stână ceva. Ce căsuța aia mică! Ce ai amintit de căsuța mică? Da! Entuziasm. Am urcat o oră până aici. Bravo, micule! A, fără alergat! Te pierzi energie multă. Oh, ia uite! Brândușii ascunse, da? Sunt bobocei deocamdată. Frumos! Ia-te, tata, îl vezi? Vezi că fără să vrem călcăm pe ei aici, că sunt foarte mulți. Sunt frumoși, nu? Dar, dar cum sunt? Îi vedem foarte ușor sau sunt... camuflați. Iar pe vârf o să vedem vârfa de corp. Dar nu e vârful unde am fost. Ba da, uite căsuțele. Îți plac căsuțele alea? Las că dormim la vară într-una, bine? În ala de la Grocotiș. Păi da, și aici suntem tot în Grohotiș, dar în altă parte. Uite căsuța, tati! Căsuța! Da, mă, iubitule. Hai că trecem pe lea când ne întoarcem. Da, frumos. Da, iubitule. Și cum putem ajunge pe munții aia? Cum? Păi să vedem până acolo, după acolo, după acolo, iar după acolo. De fapt, stânga, tata, e o legătură pe stânga, dacă facem așa, pe acolo, pe acolo, pe acolo. În dreapta nu, că în dreapta coboară în vale. Munții Neamțului. E, deci un pic din Buceți se văd în spate. Vezi, ea pasă pe clanță, dar cred că e încuiată, nu știu de ce i-au pus ușă. Era derăpânată anul trecut. Au reparat de ciucașul în spate. Și spre vârful Grohotiș. Crestele munților Grohotiș. Asta e vârful, să nu facă magii. Ia, vezi, se deschide. Încuiată, cred. Apasă ca lumea, tata, pe clanță întâi. Iată, vezi? Mm, și aici? A, uite, poți să intri aici. Să dai cu mătura. Da. Aici nu e nimic. Da. Tati, nu cobor, că pe urmă urcăm de urcat. Coborâm pe direcția care trebuie, te încoace. Da. Încoace? Pe poteca asta. Dar nu vrei în tranșeu?
Tanana? Tanana, știi că zicea pe bicicleta Tanana? Tanana, na-na-na, aia? Da! Tanana, na-na-na, iar eu îmi ziceam, aaa! Tanana, na-na-na, tanana, na-na-na-na. Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă, că și-a revenit, că i-a fost un pic rău în mașină până aici. Da. Nimic ce o excursie pe munte nu poate vindeca. Unde s-a dus? Păi, e în tranșee. Nu merge, măi, tata. N-am mai luat fărașul. Hai, mergi în picioare, lasă, mergi în picioare. Hai, măi, tata, că te uiți la fund. Hai, sus, tati, că te zgâri la pantalon degeaba. Hai, mic. Asta e una din evadările alea, așa. Tati, hai un pic, că vreau să văd cum mai e drumul, cum mai e traseul, că am o tură în weekend cu grup. Așa că fac traseul un pic din traseu cu Justin. Pe urmă, în weekend revin cu grup. Acum trebuie să găsim, tot căutăm o căsuță mai ferită, așa, mai adăpostită, să facem o pauză de masă. Poate am zis că facem un foculeț, să prăjim niște ceva. Hai, mic! E călduț acolo? Mm-hmm. Bravo! Hai, mănâncă ăla un pic, o gustărică și pe urmă mâncăm când ajungem jos. Cum e? Merge? Merge să dormim în ea? N-are nimic. E și înclinată, tati. Stă să cadă. Acolo a fost priciu. A avut și o sobă. Uite, pe aici e și acoșul pe gaura asta. Sus. Bine, hai să mergem. Hai să dormim întâi. Să dormim întâi în ea? Da. Hai, zi pa la cameră. Pa, camera! A fost fain? Fereastră dreptunghi, da. Mai venim la căsuțe dacă uităm una bună la de dormit. Hai, mergem acasă? Hai, zi, da. Băi, frumos. Hai să mergem. Facem o tură și cu copii la vară aici? Ce? Crezi că nu se descurcă? Te-ai descurcat tu, bă, o la... O să fie super lung, așa. Păi da, dar toată ziua. Să ne bucurăm mai mult de natură. Deci, ei, nu toate ziua, tati, că ai văzut. Noi să putem să ne iubirim. Ce? Nu putem să ne iubirim? Da, dar să nu avem timp să ne iubirim. Ba da, tati, pentru asta ne facem noi timp obligatoriu. Noi de film. Păi nu facem film. Noi să putem să... Puteți găzda, nu? La pe dos. Păi nu zic să dormim, tata, zic doar o de-asta de o zi, așa. Da, bine. Asta zic. Da, n-ai avem timp de iubirit, las că ne iubirim acum, bonus. Da. Ia uite, măi, tata, aici ce urmă. S-a șters pe picioare ursoacul ăsta de noroi. Astea sunt mai proaspete. Hai să vedem dacă nu găsim și noi aici în fața noastră, că s-a dus în face. Urmărește urmele. Da, mergi pe urmele de urs. Crezi copii au mers pe urmele de urs cu bucurie. Nu știu. Exact. Păi eu nu știu cum e robot, dar mai